Guvernul Ciucă a aprobat bugetul pe anul viitor, iar proiectul urmează să ajungă în Parlament pentru votul final. Sunt însă tensiuni în coaliția de guvernare pe marginea bugetului pe anul viitor. Pe de o parte, PSD a reușit să-și impună măsurile de majorare a pensiilor și alocațiilor, dar nu a vrut să dea 7% din PIB la investiții, așa cum a cerut PNL-ul. Liderul liberal, Florin Câțu, a explicat că majorările dorite de PSD nu pot fi puse în practică fără investiții și că totul va rămâne la stadiu de promisiune. Gabriela Mihai ne aduce mai multe date. Te ascultăm. Am găsit proiectul de buget pe anul 2022, naște noi tensiuni în cadrul coaliției de guvernare, pentru că am văzut liderul Partidului Național Liberal, Florin Cîțu, este extrem de nemulțumit de cum arată acest proiect de buget, în contextul în care inițial în coaliția de guvernare se vorbise despre faptul că vor fi alocați 7% din produsul intern brut pentru investiții. Ori în proiectul de buget pe anul 2022 se arată că au fost alocați doar 6,71%. Susține președintele Partidului Național Liberal că înțelegerea a fost cu socialdemocrații ca acel pachet social, adică toate creșterile de venituri, să fie acordate, însă cu această condiție ca 7% din buget să meargă spre investiții și că această cerință nu este doar un moft a Partidului Național Liberal, ci este o condiție ca toate majorările făcute până acum să fie sustenabile și să nu afecteze bugetul. Pe de altă parte, astăzi a avut loc o întâlnire a liderilor coaliției de guvernare, o întâlnire în cadrul căreia lui Florin Cîțu, președintele Partidului Național Liberal, i s-a transmis foarte clar că nu se mai poate modifica cifra alocată pentru investiții, pentru că acest proiect de buget a fost deja încheiat. Prin urmare, vom vedea ce vor face liberalii atunci când proiectul de buget ajunge aici în Parlament la vot. Spunea Florin Cîțu, președintele Partidului Național Liberal, că va face o ședință cu toți liderii partidului pentru a se pune la punct în privința proiectului de buget și pentru a vedea dacă îl votează așa, pentru că susține Florin Cîțu, liberalii au făcut un compromis atunci când au fost de acord cu alocarea pachetului social. Vom vedea cum vor decurge mai departe toate aceste aspecte legate de buget. Cert este însă că am văzut, a venit și o opinie din partea Consiliului Fiscal pe proiectul de buget la care a lucrat ministrul Finanțelor Adrian Căciu și am văzut că în proiectul de buget se vorbește despre un deficit de 5,84%, un deficit de altfel asumat de țara noastră și în fața celor partenerilor europeni. Pe de altă parte, în această opinie a Consiliului Fiscal se arată că nu este sustenabil acest proiect și că, în opinia Consiliului Fiscal, deficitul pe anul 2022 ar putea ajunge la 7%. Vom vedea și care vor fi explicațiile și totodată vom vedea și cum va trece acest proiect de buget prin Parlament, dacă vor fi depuse amendamente. Astăzi va fi și o ședință a Biroului Permanent reunit în care se va stabili calendarul pentru proiectul de buget, astfel încât el să treacă și de votul Parlamentului. Liderul PNL, Florin Cîțu, spune că degeaba promite PSD majorări de pensii și salarii pentru că acestea nu vor fi sustenabile dacă nu se dau bani pentru investiții, iar în proiectul de buget nici vorbă de cele 7% din PIB pentru investiții cerute de liberali. Când s-a negociat această coaliție de guvernare, pachetul social propus de Partidul Social Democrat a fost acceptat doar cu condiția ca 7% din PIB să se ducă către investiții. Și aici nu este doar o ambiție a Partidului Național Liberal de a avea 7% din PIB la investiții. Este singurul mod prin care poți să susții acel pachet social. Doar dacă investești, și am arătat în ultimii ani că atunci când investești, poți să ai resurse să plătești și salarii și pensii mai mari. Fără aceste resurse alocate către investiții,
Pachetul social nu are sustenabilitate pe termen lung și creează dezechilibre macroputernice pe termen lung. Florin Câțu a arătat că a discutat și cu premierul Ciucă despre banii pentru investiții atât de necesari. Am discutat cu premierul, discuția a fost cu premierul, i-am spus că eu am înțeles să facem, am făcut un compromis și asta în Partidul Național Liberal, am făcut un compromis, am facem o guvernare cu Partidul Social Democrat, știți foarte bine că este un compromis. În acest moment, nu știu dacă se mai poate face ceva, va trebui să discutăm în Partidul Național Liberal ce înseamnă acest lucru. Eu doar trag un semnal de alarmă că atunci când introduci un pachet social care are un impact de 13 miliarde de lei, fără să aloci resurse în investiții, vei avea probleme cu sustenabilitatea proiectului pe termen lung. Însă Nicolae Ciucă pare mulțumit cu doar 6,71% din PIB pentru investiții, atât cât a trecut ministrul finanțelor în proiectul de buget. Include cea mai mare alocare pentru investiții din ultimii 32 de ani. Fondurile însumează aproximativ 88,8 miliarde de lei. Reprezintă practic dublul sumei investițiilor realizate în România în anul 2019. Și liderul PSD, Marcel Ciolacu, spune că deocamdată e suficient cât s-a dat la investiții și că suma cerută de PNL va fi acoperită la prima rectificare bugetară de la anul. Nu s-au alocat 7% din PIB pentru investiții și și-ar dori să fie niște bani. E o diferență mică. Știu că anul trecut am prins parcă 5,9 la investiții și am închis cu 5,4. Anul acesta sunt 6,74 sau așa ceva, deci foarte aproape de 7%. Și după discuțiile avute și cu domnul ministru Sorin Grindeanu și cu ministrul finanțelor, veți vedea că anul acesta vom depăși 7%. E bine că ne-am asumat ceva mai puțin și să venim cu ceva mai mult. Contează execuția și nu propunerea. Anul trecut ne-am propus ceva mult și am obținut ceva puțin. Oricum, față de anul trecut, de la 5,4 la 6,7 e o diferență oricum consistentă. Noi sperăm să închidem peste 7%.